Florin Câțu face declarații, îl ascultăm. Veți vedea live internet. Și ajutoare financiare imediate pentru persoanele sinistrate, dacă ne puteți spune... Ministerul Muncii se ocupă de a se asigura ajutoarele financiare. Avem cadrul legal deja făcut de acum câteva săptămâni. Recent ați discutat cu domnul Raidar, a face despre relaxările care ar trebui de la 1 da. Ne puteți spune dacă... Am putea avea noi restricții începând cu 1 august? Nu, relaxări, nu restricții. Despre ce relaxări este vorba? În interior, care sunt aceste propuneri? Nu scăpăm de mască în interior deocamdată. Sunt relaxări mai mult pentru evenimente în spațiu, în aer liber. Numai de persoane mai mari, de participanți? Corect, ora... dar ora nu se schimbă, tot la ora 2 noaptea vor rămâne. Este la această ședință și Ministrul Sănătății Ioana Mihailă. Veți discuta despre acel ordin de ministru care prevede testarea medicilor care nu s-au vaccinat odată la 3 zile pe buget este, propriu? Este discuția, sunt mai multe variante la care ne uităm. Doamna ministru a venit întâi la mine, am discutat despre ele, prezintă și acum. Agenția din subordine. O variantă? Care? Obligativitatea vaccinării nu este o variantă. Testele obligatorii de când ar putea intra în vigoare până la urmă? Că se tot vorbește despre asta. Întâi să aprobăm o variantă. Sunt vreo 3 variante pe care discutăm. Le-am discutat cu doamna ministru înainte să venim aici. Acum ne discutăm și în coaliție. Mi se pare normal așa. Agenția din subordinea Ministerului Sănătății. Nu este pe ordinea de zi astăzi, da. Dar va fi în această vacanță parlamentară adoptată prin ordonanță? Când o să fie pe ordinea de zi a coaliției să găsim o soluție, vom vedea. Încă nu este. Guvernului, în momentul de față, ne puteți spune incidența cazurilor noi de îmbolnăvire va scădea până la 1 august sau va crește, ca să înțelegem de unde aceste relaxări, posibile relaxări? Nu sunt foarte multe relaxări. Așa cum arată acum situația, mergem cam cu ce avem, în afară de câteva lucruri pe evenimente. Noi permitem, veți vedea când va fi aprobată hotărârea. Bineînțeles că se dă cu până acum. S-a dublat. De ce, oare? Eu zic că suntem încă într-o situație foarte bună. Avem cazuri adevărat când ai și de la 1 la 2 se dublează, deci la un caz la 2 se dublează. Deci ideea este că suntem într-o situație foarte bună. Monitorizăm, avem și condiții la intrare în țară pe care nu le modificăm, deși există cereri. Suntem precauți în continuare. Cum ne pregătim pentru eventualul val 4 care deja în Europa... Există o singură pregătire, vaccinare. Singura soluție este cele 120 de milioane de doze, domnule prim-ministru, spuneați că au fost cumpărate pentru mai mulți ani. Pentru cât exact ani? Nu au fost cumpărate încă, sunt doar comenzi. Și dar vorbim de 120 de milioane de doze, atâtea sunt? Nu sunt atât, încă sunt încă discuții care vor fi variantele finale. În momentul acesta avem, nu știu exact câte sunt cumpărate. Toate, trebuie să întrebați cu domnul Nazar. Dar în același timp, ceea ce ne interesează pe noi și programul a fost făcut și pentru 2021-2022, deci 2 ani la rând, plus că avem și a treia doză. Adică rămâne vigoare s-ar putea să avem și a treia doză. S-ar putea să fie și a treia doză. Și atunci au fost toate aceste calcule. Destul de prost în momentul de față. Referitor la a treia doză, există deja o decizie luată? Este, Așteptăm decizia, nu este o decizie, dar specialiștii se îndreaptă spre acea. Când ar putea fi administrată a treia doză? Specialiștii ne vor spune exact când trebuie administrată a treia doză. Nu sunt eu în măsură să vă spun. Dar când din datele pe care le aveți în acest moment, se preconizează că vom avea nevoie și de a treia doză. Așa arată direcția în care merg discuțiile. Când se va lua o decizie, vă vom anunța. De la verzilele trecute s-a scurs un document intern de partid. Aș vrea să vă întreb în ce calitate un angajat al guvernului transmite un punctaj de partid și dă indicații membrilor de partid ai Partidului Național Liberal pentru a vă promova pe dumneavoastră în campania internă din PNL? În ce calitate? Îmi place concluzia pe care a spus-o, nu știu dacă este adevărată. Colaboratorii mei în această perioadă elaborează foarte multe documente în exces de zi. Eu nu mi-aduc aminte să vă văzut acest document. Are anchetul guvernului și semnătura consilierului de stat. Eu zic că cei care spun că este un document real și am văzut că am văzut în spațiu public discuții, să vină și cu probe. Până la urmă, despre asta vorbim. Deci că nu este un document real, este dat de unul dintre susținătorii dumneavoastră, pentru că la el a ajuns și ulterior s-a scurs în presă de la cineva care vă susține pe dumneavoastră și care nu era de acord cu acel document. Eu vă spun ceea ce știu eu. Eu în acest moment vă spun că sunt multe documente care există cu propuneri. Eu nu mi-aduc aminte să văd acest dar document. Dar vi se pare în vreodată regulă ca un consilier de stat angajat din bani publici să o facă campanie internă, să lucreze pentru dumneavoastră în partid? Aceste lucruri nu mi se par în regulă.
Dar nu știu dacă acest lucru s-a întâmplat. Ați avut vreo discuții? Deci dumneavoastră, în primul rând, haideți să stabilim. Dumneavoastră, contestați veridicitatea acelui document? Să pornim de aici, să vedem dacă dumneavoastră spuneți că este un document fals scurs care nu a plecat de la guvern. Eu spun că cine spune că este un document adevărat să vină cu probele care se demonstrează. Dar ceea ce vă spune... spuneți-ne, ați discutat, este sau nu? Pe dumneavoastră să ne spuneți dacă este sau nu. Acel document a fost transmis pe e-mail mai multor lideri liberali. Cu antetul, așa cum a spus și colegele mele, cu antetul guvernului, cu o semnătură. Asta nu e suficient pentru a proba că există un... Nu sunt eu un expert în așa ceva, eu vă spun doar că nu am văzut acest document. Pe dumneavoastră trebuie să ne spuneți dacă acel document este fals sau nu este fals, că sunteți premierul în funcție, bănuiesc că ați discutat. Sunt, dar toate documentele de la guvern, știți foarte bine, oficiale, au semnătură, sunt înregistrate și așa mai departe. Nu am studiat acest document, nu știu ce e cu el, dacă cine spune că are... Este un document real, să vină și cu probleme. Veți face verificări? Cunoștința dumneavoastră? Dacă este nevoie, îmi faceți verificări. În acest moment vă spun că nu am știut de acest document, nu a fost adus mie. O discuție cu consilierul de stat ați avut? Am discuții cu consilierul de stat mai multe. Despre acest document, haideți, domnule, că ne învârtim în jurul serios. Despre acest document ați discutat? Punctual. Ce v-a spus? Ce vi s-a transmis? Eu vă spun că discut cu consilierii mei de stat foarte multe lucruri. În același timp, nu pot să discut despre lucruri care apar în spațiu public și despre care nu știu că sunt adevărate. Dar ați întrebat dacă este sau nu este veridic acel document sau nu? Cine spune că este veridic și este un document adevărat, trebuie să vină să aducă și probele că este un document adevărat.